Echipa de fotbal Forestea Suceava a pierdut sâmbătă meciul în deplasare de la Sportul Snagov cu scorul de 0-2. Meciul, contând pentru etapa 18-a din Liga a doua de fotbal, s-a disputat pe un teren dificil, impropriu pentru un meci de fotbal în eșalonul secund. Fotbaliștii suceveni nu le-au pus gazelor prea multe probleme. Gazdele au deschis scorul în minutul 24, 1-0 fiind și scorul la pauza meciului. În partea a doua, Sportul Snagov și-a dublat avantajul în minutul 55, tot în urma unei centrări. Sâmbăta viitoare, sucevenii vor încheia turul de campionat pe teren propriu cu Luceafărul Oradea, iar mai apoi vor începe returul, tot cu un meci pe areni cu Repensia Timișoara.